Stelian și Ramona s-au tot atonat și pare că există cale spre mai mult între cei doi. Stelian, care este patul tău? Poftim? Care este patul tău? Sus pe colț. Serios? Da. Hai să ne-l arăți. Iar plăcea mamei tale una dintre noi anume? Sau nu? Astea sunt niște întrebări la care eu nu prea mă grăbesc să dau un răspuns. Păi vin numai încoa. Nu, no, ești mare, bro. Dacă sunt aici, sunt cu tine. Da. Nasul meu vine în nasul tău, uite. Da. Am gâtul lung. N-am fost foarte inspirat, eu am luat un spirit de glumă. Adică nu-o place? Adică o place sau nu? Melodia? Nu, melodia în sine, dar e drăguță, te-am spus, are... Și fata? Bun, Stelian, să presupunem că relația dintre voi o să evolueze favorabil, da? Că vă îndrăgostiți, deja am înțeles, conexiune și ce ai mai spus tu, și atracție. Atracție. Te vezi într-un mariaj cu o femeie care are un copil? Momentan nu. Ce zici de Stelian? Stelian? De ce mă întrebi asta? A, gata, acum te-am prins aici, ia loc, stai jos să discutăm. De ce mă întrebi chestia asta? Dar stai de ce făcut? Dar ce-ați făcut ieri acolo de nu v-ați văzut pe cameră? Ce bine pare că stai. Ce-am făcut? L-ai pupat pe braț, avea... Stai că avea venit acolo rujetă. Dacă ție-ți place de el, eu nu mai pot să zic nimic de el, pentru că... Stau cu tine în cameră și mie mi-e frică de tine. Nu, Doamne ferește! Nu mi-ai spune. Ce spun despre Stelian? Ce zici? Spune mie că este foarte ok el ca și băiat, dar îți dai seama că eu trebuie să-l cunosc și el pe mine. Eu nu sunt așa calmă cum pare. Da, da, chiar nu e. Dar trebuie să ne cunoaștem toți între noi, mă. Ar trebui să-l întreb pe el ce părere are despre mine. Da, ai auzit? Trebuie păi să te duci pe titor în bani de așa. Aflu mare lucru. Dacă nu mă pupă Stelian, stai că am părere. Ah, îl pup eu. Ce glume ai, ce glume. Glumă, ia uite, stai. Pe miții, ce rămâne păr. Da. Bine, puiule. Te țin aici. Te țin aici, să nu pleci. Nu? Nu vrei? Cam dulce așa tu dintr-o dată care e faza. Nu, eu așa sunt. Pa. Pa. Mi-a plăcut de Ramona maxim azi. De ce? O să zic o glumă, dar... dar glumea e, să știți. Nu, că el... Și auzi gluma, că vorba lui nu ne-am... sau Sorin, mă știu, că eu îi confund între ei. Puteți să îi spuneți lui Stelian că dacă nu mă pupă el, o pupe Miti. Și vă zici așa cum face. Că, a zis că am păr pe buze și am spus... Ai, dacă Stelian nu mă pupă... Păi el mă pupă mereu și acum am așteptat. Da, am văzut și eu cum eram aici și m-am întors privirea. Îți vedeam ce ți-am văzut aseară. Nu, i-am spus. Oarecum, îți dai seama, pentru el poate e deranjant că chestia asta, că toată lumea vorbește și îl judecă fără să-l cunoască 100%. Și i-am zis dacă vrea să-l iau în brațe. Și a zis că să fac ceea ce simt. Nu putem spune toți la fel sau să... Fiecare are caracterul lui, în felul lui. Să acceptăm diferențele, exact. Și să nu ne judecăm, cum a făcut, cred că, 4 sau 5 fete cu mine. Bă, asta n-a. Eu nu mai știu, nici mai știu care sunt toate, dar multe. Nu mai contează. Da. V-ați lămurit, gata. Care sunt alea 4-5? Asta spuneam, că nu mai știu. Băi, asta ziceam, că nu mai țin minte exact, dar cred că e subiect epuizat. Ai văzut că Ramona ați luat apărarea? Fata asta e foarte... Ramona. E caldă și cumva foarte lipicioasă, gen prinde... Crezi că grăbește lucrurile? Nu neapărat, nu că le grăbește, dar e felul în care simte ea, știi? Gen s-a lipit cumva. Mă rog, simt o oarecare ușoară doză de atașament cumva. Știi? Adică... Și e rău?
după? Nu e un lucru neapărat rău, dar ar că se întâmplă, nu știu, mi se pare foarte repede. Nu înseamnă că îmi displace lucrul ăsta, dar am în vedere faptul că se întâmplă repede și la fel de repede și poate să, știi, schimbe. Asta veți vedea. Vezi că a deranjat-o când ai făcut afirmația. Știi că te-a întrebat doamna Simona că dacă... Dacă ai acceptat că are un copil și tu ai zis că momentan nu. Nu cred că a deranjat-o, pentru că a fost sincer. Nu? Am fost sincer, am spus chestia asta cum ar fi să spun o dată și apoi mai spun încă o dată, iar apoi știi, parcă o dau la întors. Mă, ce faci? Parcă erai acum, ce faci? Te schimbi? Am rămas în continuare pe poziția asta că mi-ar fi dificil sau aș prefera să nu aibă copii dintr-o relație anterioară sau trecută prin divorț sau nu știu eu. Frate, când aud anumite lucruri nu reușesc să mă abțin. A, cu Ionela? Da. Ți-a povestit? Da, nu știu cum ți-a povestit ea, dar... Măi, e deranjant, îți dai seama și ție, și pe tine, și pe mine ne-ar deranja să ni se pună o etichetă, știi? În sensul, frate, mi-ai zis odată, dar gata, încetează cu subiectul ăsta, dacă tu vezi că pe persoana respectivă o deranjează, da? Nu mai discuta despre el. Adică pune-te și în locul lui, nu? Ia. Yeah. Ce, adică ea a zis mai înainte, dar eu n-am mai vrut să se discute despre asta, pentru că nu, că ea are niște părinți acasă. Păi așa cum tu ai niște părinți acasă, așa și el are niște părinți acasă. Deci pune-te și în locul lui, că până la urmă n-a făcut nimic și consider eu că n-a greșit față de nimeni, așa cum el și-a spus pur și simplu părerea și așa mai departe. Este foarte deranjant. Adică, în loc să facă, păi serios, în loc să facă altceva, nu știu, să așa și să lase săracul și pe el să stea liniștit. Da. Mai duc să... Și o să fiu mereu acolo, o să iau apărarea, dacă o să fie nevoie. Dar în tabăra băieților se nășteau discuții despre Ramona și Stelian. Nu știu de Raluca, dar Ramona e așa mai... Cum să zic, mai altfel, mai... Are un alt vibe față de-al tău. E mai, nu știu, mai vorbăreață, mai... Mai dezinvolt. Mai așa. Mai dezinvoltă. Oricum, ea a zis și azi în live. Ea e interesată de Stelian. Numai că el a dat-o... Da, Ramona. Numai că el a dat-o urât, frate, treaba asta cu... Că n-ar fi de acord, știi, cu un copil momentan, a zis. Că nu a zis că pe viitor nu se vede. Fiind cu cineva cu copil, dar a zis că momentan, da, nu, adică... I s-a și schimbat fața la Ramona. A rănit-o, poate, oarecum, da. Stai să afli. Adică nu neapărat că a rănit-o, că până la urmă au discutat doar o zi. Dar nici bine nu s-a simțit. Îți dai seama că nici bine nu s-a simțit. Tu dacă ai avea sau noi, dacă am avea un copil și vine unul și zice ce vă rupă să stau. Ca idee, că n-a zis așa, nu s-a exprimat așa. Dar a zis că e încă e... întratate cu dacă și-ar dori sau dacă nu și-ar dori, că adică i-a lăsat loc de interpretare. Da, da. Și atunci cum să înțeleg? O placi pe Ramona? O placi sau doar, nu știu? Sau e un mod de a vă cunoaște? Știi de ce întreb? Deoarece în platou ai spus că nu, cel mai probabil nu ai avea o relație cu o fată, cu un copil, dar azi noapte, acum când a plecat Ana, i-a trimis un pupic de asta. Sunt un pic așa confuz. E o sau fată, o lași așa? E o fată specială, atât o să spun. Mm-hmm. O lăsăm așa până ce. Oricum, sigur o să-i zic și mai mult, sigur, nu știu, vedem mâine. Dar mai mult ca sigur să dezbatem chestia asta, mai vorbim despre lucruri care se întâmplă repede, știi? Uh-huh. Iar e un sentiment plăcut să, știi, fie cineva cumva de partea ta, mai ales când
să zic, ești într-o situație conflictuală, știi, și cineva cumva are... Eu n-am experimentat prea des sentimentul ăsta de backup din partea cuiva. Și să-mi ia cumva apărarea... Știi? Da, da. Da, dă naștere unui sentiment frumos, dar... Când se înfiripă un atașament foarte... Că are niște gesturi, are ea niște... Are niște gesturi. Da, ea ce ai spus? Că e lipicioasă? Da. Ce ai mai spus despre ea? I-ai spus în timp ce vorbeam eu aici, m-am supărat că e frumoasă. Mă rog, nu m-am supărat, că vorbeați în timp ce noi aveam o dispută. Emană așa o energie. O energie, da. Caldă, ca să spun. Da. E un environment plăcut, e o companie plăcută. Uh-huh. Simți așa că faceți pași unul către celălalt? Aș putea spune chestia asta, da. Uh-huh. La modul... Tind să nu mă grăbesc foarte tare, pentru că am avut parte de experiențe anterioare, ca fiecare. Și cumva și... Sau când se înfiripă lucrurile destul de repede, când ceva se întâmplă foarte rapid, tinde să dispară la fel de rapid despre orice ar fi. Da, 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 poate să se stingă la fel de repede cum începe. Dar nu e o regulă. Cum să spun eu? Au fost niște eforturi depuse la un moment dat, tot în trecut, în fine, cândva. Am fost și eu cel mai bun la un moment dat, n-aveam teren de comparație și am sfârșit prin nu meriți. Acum, vă dați seama, din moment ce sunteți aici, e clar că ați avut niște relații eșuate în spate, nu? Fiecare veniți cu poveștile voastre. Asta nu înseamnă că o poveste e asemănătoare cu alta. Da, da. Poate să fie un foc de artificii care să se ducă, se dezvolte într-o poveste care să dureze, nu știu, să termine cu o căsnicie. Sau nu. Nimeni nu poate să știe. Dacă am ști, dacă era vreunul dintre noi care să știe, vă dați seama. Da, așa este, dar în urma învățăturilor avute în experiențe anterioare, tind să le luăm un pic mai... Experiențele astea la vârsta ta, nu sunt chiar așa. Le luăm puțin mai încet. Da, foarte bine că le luați încet. Baby steps. Bun. Tu acum, să spunem că ești interesat de Ramona, ar mai fi vreo fată pe care vrea să o cunoști? Nu chiar. Nu chiar nu înseamnă nici nu, nici da. Mai rămâne de văzut. E aproape nu sau aproape da? Nu am dat încă o concluzie finală. A, deci mai ai pe cineva pe care vrei să încă să-l ții pentru tine numele acela. Vom vedea, nu am chiar pe cineva în minte în momentul ăsta. Poate aștepți o concurentă nouă. O să fie, asta îți garantez. Nu se știe. Da. Tu, Ramona? Nimic. Cum nimic? Ești mult mai vocal așa în discuția cu fetele. Am văzut, te-a supărat iarăși Ionela, iar... Nu am o problemă cu Ionela, deci chiar nu am nicio problemă. Auzi, dar poate ești un pic geloasă, poate simți că ea o fi avut la început, așa i-o fi plăcut Stelian și acum, ca să te asiguri că-ți securizezi... Nu băiatul... spun niciodată treabă cu o fată, nu spun niciodată geloasă pe o fată, pentru că știu cum sunt eu și nu cred că este cazul. Deci ai încredere în tine? Da, foarte mare. Asta e foarte bine. Și în legătură cu asta, da, eu sunt foarte lipicioasă, dar nu cu toată lumea și cu fetele. Am văzut că nu vrei să te pupe toți băieții. Da. A scăpat Miții, nepupată. Noroc că ai pupat-o, așa. Dar eu mereu stau cu Miții, mă simt bine când stau cu ea. Și cu fetele, tot la fel, sunt lipicioasă, dar nu cu toate. Cred că sunt doar două fete cu care sunt... Dar simți nevoia să mai fii lipicioasă cu un alt băiat în afară de Stelian? Nu, pentru că nu simt. Și nu neapărat că, cum am vorbit și cu Tess, nu știu dacă o să se vadă, da, poate a apărut că mă grăbesc foarte mult, dar eu așa sunt. Dar o să am zile și zile, poate o să am zile când nu o să vreau să vorbesc cu el. Și nu neapărat că îmi face el ceva, pur și simplu depinde de starea pe care eu am în momentul respectiv. Astăzi nu ești într-o zi foarte bună, din moment ce azi noapte te-ai machiat și te-ai demachiat la două noaptea.